Salutare și bine ați venit la coloana de direcție acum în prag de sărbători. Eu sunt Luci Popa, din nou îmbrăcat ca Moș Crăciun și alături de mine este elful Dan Scarlat. Avem o emisiune specială pregătită pentru voi astăzi și da, una în care conduci și tu o mașină. Ne aflăm aici, în Ciznădie, la SOS Satul Copiilor Ciznădie și am venit ca să facem o bucurie unei fete pe numele său Eliza, care își dorea foarte mult să facă școala de șoferi. Și noi am venit să îndeplinim această dorință, dar până atunci mai avem și alte subiecte în emisiunea de astăzi. Și începem cu Luci. Cea mai vândută, începem cu Luci. Începem cu cea mai vândută mașină în Europa în anul 2021, luna octombrie. Probabil o să ziceți, Volkswagen Golf. Sau nu. Tesla 3. Sau Tesla 3 sau Dacia, era să zic Spring. Dacia Sandero. Sandero. Ei bine, Golful nu mai este rege cum a fost el odată. Acum este mai mult președinte, în sensul că se mai schimbă mandatele lună de lună. Ca deci, viață. Peugeot 2008, cea mai bine vândută mașină în Europa în luna octombrie 2021. Și avem primul Volvo fabricat în Statele Unite ale Americii. Este vorba despre noul S60, o berlină de clasă medie cu un sistem de propulsie mild hybrid, benzină. Uite trenul, Marfar. Poate să fac mustață pe poza mea de pe pagina 3. Un magnet de frigider. Da. Mi-au luat Volvo-ul. Predau schiz, nobor și not. Autonomia a fost mărită cu 40 de kilometri. Îmi place să le văd, dar n-am condus niciodată până acum. Portocalie. Dacă ești angajat la Peugeot, anul acesta de Crăciun este posibil să primești un bonus foarte mare. Asta pentru că producătorul francez a bătut alt producător francez, anume Renault, și a devenit al doilea cel mai vândut din Europa, iar modelul pe care îl vedeți astăzi, SUV-ul de clasă mică 2008, a devenit în luna octombrie 2021 cea mai bine vândută mașină din Europa. Are un preț de pornire în România de la 20.000 de euro cu TVA inclus, însă versiunea pe care noi avem aici, 1.5 diesel cu cutie automată, ceva opționale pe ea și echiparea medie allure, pleacă de la 27.000 de euro cu TVA inclus. Trebuie spus, designerul acestei mașini este indian, care acum, după ce și-a făcut treaba la Peugeot, a fost furat de rivalii de la Renault. Incredibil. Dar, ce-i drept, a făcut o treabă bună cu 2008, pentru că atunci când descui mașina, luminile de zi, care arată ca niște colți de leu, se aprind foarte frumos. Când închizi mașina, ei bine, se aprind luminile de semnalizare. Trei tipuri de faruri găsești pe Peugeot 2008. Halogen, Eco-LED, cum avem noi aici, și LED adaptive. Mai mult, dacă vedeți un 2008 cu grila în culoarea caroseriei, ei bine, trebuie să știți că acela este un E2008, versiunea electrică. Deși este un SUV de clasă mică, este la fel de lungă precum un hatchback compact, are un ampatament destul de mult, ceea ce s-ar traduce printr-un spațiu în spate destul de bun, și aceste protecții de plastic acoperă pragurile, ceea ce înseamnă că nu te murdărești când intri în ea. Dacă deschizi ușa din spate, poți intra destul de ușor, însă atenție cu scaunele de copii, s-ar putea să intre ceva mai greu. Dar un lucru interesant, dacă vrei să închizi mașina, și s-a închis simplu ca bună ziua. Și dacă vă duceți în străinătate și găsiți motorină sintetică, mașina merge cu acea motorină sintetică, dar și cu o motorină cu o concentrație maximă de bioetanol de 30%. Este o mașină gândită să parcurgă continente. Și din spate 2008 arată foarte bine. Nu avem o bandă LED care unește stopurile, dar ele sunt stopuri LED 3D și luneta este destul de mare, ceea ce ar trebui să-ți confere o vizibilitate destul de bună. Mai mult, dacă deschizi portbagajul, găsești un volum de 434 de litri și ai o podea falsă, dar mai ai și un spațiu de depozitare sub podeaua principală. Mai ai două spații de depozitare acolo și dacă
lași podeaua falsă așa, ai margine de încărcare 0, podea plană, dacă vrei să rabatezi banchetele, și sistem de fixare a banchetei foarte simplu și foarte drăguț. Și iată-ne la bordul lui Peugeot 2008, cea mai vândută mașină în Europa în luna octombrie 2021. Și imediat observi că nu este precum alte mașini. Ai un bord super funky, tabloc de bord futurist, ai tableta orientată către șofer, ai un volan mic, ușor de reglat, ușor de manevrat, te simți ca și când ai conduce pe o consolă cu volan. Foarte drăguț. Poziția la volan este interesantă, nici prea joasă, nici prea ridicată, dar chiar dacă ești o persoană scundă, poți sta bine la bordul noului 2008. Volanul face tot interiorul. Unii îl montează ceva mai sus și au probleme de vizibilitate spre tabloul de bord. Eu nu am și poți să conduci mașina foarte ușor așa, având un volan mic și ușor de manevrat. E foarte plăcut să mergi cu mașina asta și mie îmi place să merg cu Peugeot-uri pentru că oferă acest layout. Avem scurtături pentru diferite comenzi, avarii, încuiere, descuiere, dezaburire, aer condiționat, recirculare. Avem un buton de volum cauciucat, așa, care se simte bine. Și avem sistem de infotainment care vine în standard, indiferent de alegere, cu Apple CarPlay și Android Auto, după cum se poate vedea. Nici nu mai ai nevoie să alegi un sistem de infotainment cu navigație, pentru că oricum îl ai în varianta de bază. Dacă vrei să ajungi la home, ai o scurtătură cu 3 degețele și intri în diversele sale meniuri. Motorizarea diesel pe care noi o avem astăzi are resurse destul de bune. Accelerează foarte ușor. Are reprize bune, resurse bune. Consumul este fabulos, undeva la 5 litri la 100 de kilometri parcurși mediu. Are și start-stop, are și AdBlue. Întrunește toate normele de poluare, nu ar trebui să vă faceți griji dacă vreți să cumpărați un 2008 diesel, nu vi-l va scoate nimeni de pe șosea. Ai și multe spații de depozitare în mașină, buzunare mari, două spații de depozitare aici, un torpedou absolut imens și o cotieră în care dacă eu îmi bag mâna, îmi intră până la cot. O cotieră specifică modelelor Peugeot. Deci ușor se conduce. Îți găsești foarte ușor poziția la volan. Vizibilitatea în general este una bună. Și dacă vrei să conduci tu, o treci pe manual și ai padele. Și cutia răspunde bine. Vum. Vum. Nu este fulgerător de rapidă, dar nu este nici lentă. Ba chiar deloc. 8 trepte. A 8-a treaptă este foarte lungă, la viteze de 100 de km pe oră ai 1600 de rotații pe minut, ceea ce înseamnă că la viteză maximă, adică 190 de km pe oră, 193, ai undeva 3000 și un pic de rotații pe minut, ai 130 de cai putere, 250 Nm cuplu și cifre de performanță de 9 secunde până la 100 de km pe oră și viteza maximă v-am spus-o. De autonomia a fost mărită cu 40 de kilometri. Deci hai să zicem că dacă înainte mergeai 200 de kilometri sau 200 și un pic în oraș iarna la 0 grade, acum vei putea merge 240. 2008 are multe aturi și probabil așa a reușit să convingă clientela europeană. Practică este, se conduce bine, este destul de silențioasă. Eu am condus și varianta electrică și mi-a plăcut destul de mult. Prețul este competitiv. Și designul probabil că este cel care a acaparat ochii mai mult a clientelor, dacă este să mă întrebați pe mine, dar și a clienților. Poți avea și tablou de bord digital, dacă vrei, poți avea sistem de infotainment mare, 10 inci. Poți avea alte ornamente, alte tipuri de scaune. Este și o mașină personalizabilă, pentru că la versiunea GT primești jante mai mari, alte guri de evacuare pe spate și plafon negru. Și ai 3 nuanțe
pe care eu le-aș configura pe această mașină. Portocaliu, roșu și acest albastru destul de plăcut. Mie îmi place albastru foarte mult. Dar uitați-vă cât de puțin efort trebuie să depun eu ca să conduc această mașină. Aproape deloc. Și cam acesta este Peugeot 2008, cel mai vândut autoturism în Europa în luna octombrie 2021. Ba chiar oferă și o banchetă spate destul de confortabilă cu spații de depozitare și două prize USB ca atunci când ai copii în spate să-și încarce telefoanele sau tableta. Noapte bună! După cea mai vândută mașină din Europa în anul 2021, luna octombrie, urmează primul Volvo fabricat în America, S60, sistem de propulsie mild hybrid, o alegere pentru cei care vor să iasă din rutina aceasta germană premium. Și rămâneți cu noi pentru ca ulterior să o cunoaște și pe prietena noastră din această emisiune, Eliza, care și-a îndeplinit visul de a se înscrie la școala de șoferi cu ajutorul Prima TV și SOS, satul copiilor Cisnădie. Poți cumpăra astăzi de 40.000 de euro. Simplu, un SUV, un crossover, un break, un coupé, o decapotabilă. Dar dacă vrei să rămâi tradițional și în același timp nu, poți alege o berlină clasică în 3 volume de la un producător exotic, suedez, Volvo S60, primul model al brandului fabricat în Statele Unite ale Americii. Cu un coeficient aerodinamic de 0,27, S60 este una dintre cele mai aerodinamice mașini din segmentul mediu premium. Grila nu este exagerată, farurile au ciocanului Thor integrate și pot fi full LED sau full LED cu funcție de cornering. Mai mult, și proiectoarele de ceață sunt și ele full LED. Frumusețea este dată de proporții, nu de linii, și cei de la Volvo au reușit să facă o formă de berlină în 3 volume foarte, foarte frumoasă. Să vedem. Deschiderea în spate este suficientă pentru a monta un scaun de copil, iar oglinzile laterale sunt foarte mari și montate pe ușă aici, aproape de șofer, ca să fie cât mai aproape de linia vizuală a celui care conduce. Mai mult, jantele pot fi de la 17 inci în sus, iar pe măsură ce avansezi în putere, primești discuri de frână din ce în ce mai mari, pentru că mașina la bază nu este foarte ușoară, 1663 de kilograme. Nu ai cum să nu iubești spatele lui S60 cu stopurile sale în forma literei C, cu elemente tridimensionale în stop, cu mini eleronul integrat aici în capacul portbagajului și cu gurile de evacuare care de data aceasta sunt reale. Chiar dacă terminațiile într-adevăr sunt false, dar sunt făcute din metal, nu din plastic, precum la alți producători așa numiți premium. Dacă deschidem portbagajul, care se deschide foarte lin așa, ca aripele unui lebede, găsim un volum de 436 de litri, care într-adevăr nu este cel mai mare din clasă, dar este bine proporționat și este mai mult adânc decât este înalt. Dacă ați văzut Gone in 60 Seconds, când au vrut hoții să intre să fure niște merțane dintr-un impound din acela, unde se țineau mașinile confiscate, vine unul din personaje și spune: mi-au luat Volvo, mi-au luat Volvo, mi-au luat Volvo. Ei, acolo la impound nu era niciun Volvo. De ce? Pentru că cine are Volvo nu intră în belele. Ai tablou de bord digital și ecran al sistemului de infotainment cu Apple CarPlay și Android Auto în sistem portret. Mai mult, nu este capacitiv cum este la telefoane, nu. Are senzori infraroșii care știu când vei apăsa tu pe buton. Detectează mâna mult mai repede decât ar detecta un ecran capacitiv, vam, și repede a răspuns la comenzi. Tabloul de bord îți arată navigația, multiple informații, computerul de bord. Ai camere 360 de grade, scaune încălzite și volan încălzit. La versiunea de bază
nu ai foarte multe reglaje electrice, dar ai reglaje electrice parțiale. Dacă vrei, poți avea chiar și un schimbător de viteze din cristal. Și tot felul de dotări de lux. Motorizarea pe care noi avem astăzi, cea de bază, este benzină mild hybrid, 160 de cai putere. Sistemul mild hybrid mai adaugă încă 14 cai putere și încă 40 de Nm la cuplu de 265 al mașinii. Dar înseamnă că nu vei fi niciodată, ia fiți atent aici, ce ușor amortizat, nu vei fi niciodată în impas într-o depășire sau când ai nevoie de resurse. Dacă treci mașina pe Dynamic, cutia răspunde ceva mai greuț, dar mașina accelerează, se duce, nu ai probleme și zgomotul motorului este chiar plăcut. Viteza maximă este de 180 de km pe oră, deoarece Volvo dorește ca până în anul 2025 nici o persoană să nu mai moară în modelele sale. Și astfel au limitat toate mașinile lor, indiferent de putere. Poți să ai un Volvo de 450 de cai putere, tot limitat la 180 de km la oră va fi. Și astfel, indiferent de gravitatea accidentului, tu nu vei muri, vei scăpa cu viață. Mai mult, pe autostradă, chiar și la această versiune de bază, la viteze de autostradă, vei avea undeva la 2200-2300 de rotații pe minut. Hai 2400 în cel mai rău caz, dar undeva la 2200 vei avea. Adică treptele sunt detajate foarte lungi pentru un consum optim. Mai mult, coeficientul aerodinamic al mașinii de 0,27 este unul dintre cele mai bune din această clasă. Este dimineață, mergem spre Sibiu, mergem să facem o faptă bună pentru că noi aici la Prima TV credem în bine. Prima TV împreună cu SOS Satele Copiilor îndeplinesc astăzi un vis pentru o fată de 18 ani care dorește să înceapă școala de conducători auto. Așa că ne-am echipat, am luat o mașină funky, noul Citroen C5 Aircross plug-in hybrid și mergem acolo să vedem prima lecție a acestei fete la școala de șoferi, să înmânăm voucherul de la Prima TV cu contravaloarea școlii de conducători auto, să vorbim cu niște copii despre mașini, despre siguranță rutieră, despre importanța educației, nu neapărat a educației rutiere, și ca de obicei conduc eu. Da, păi după ce că săptămâna trecută ai fost singur la episod, măi, singur le-ai condus pe toate, acum tot e la volan. Eu, sincer, nu sunt foarte atent la ce spui tu, pentru că caut un loc de parcare, da? Să te trag de mânecă și să spun, trage pe dreapta, lasă-mă și pe mine. Ce să spun despre Citroen C5 Aircross? Este un SUV, este un SUV care în gama Citroen a înlocuit modelul C5, care mie îmi plăcea foarte mult. Este greu acum să mai găsești monovolume pe piață și lumea în general nu le mai apreciază pentru că, na, design, SUV, exact, poziție înaltă la condus, sentiment de superioritate, dar iată siguranță. Că... Siguranță. Nu, și superioritate, ai dreptate. Dar, este un statut social. Vai, mulțumesc. Mai avem timp până în Sibiu să mergi un pic cu mașina asta? Hai. Bun, unde eram? Pe drum. Spre Sibiu. Da. Să facem o faptă bună. Pentru că credem în bine. Credem în bine, da. Dar când povesteam despre mașină, unde eram? Povestește despre cum se conduce. E prima oară când conduc mașina asta, trebuie să recunosc, și se conduce foarte ușor. Asta pot să spun din prima. Poziția la volan chiar e ok. Destul de înaltă. Dar în regulă, îmi place volanul ăsta care e teșit și sus și jos și are așa un este plăcut de ținut. Stă bine în mână. Stă bine în mână, exact. Cade bine în mână. Și îmi place instrumentarul de bord, acest display de cât are 12,3 inch și care de asemenea se poate configura în funcție de
eu știu, ce vrei să vezi, gen navigație sau informații despre principalele caracteristici, computer de bord. Poți să vezi și regenerarea, cât de eco mergi. Ai toate informațiile necesare acolo. În schimb, nu ai turometru. Nu am turometru. Există doar un indicator de, să spunem, putere, în care avem o zonă în care vedem când mașina încarcă, o zonă în care vedem când stăm în eco, da? Când conducem ecologic, economic, și o zonă de power care se activează atunci când pentru că stăm într-o depășire sau ceva, cum ar fi acum. Pentru că avem un motor electric destul de puternic, poți atinge 135 de km la oră full electric. Da, cum spuneai tu mai devreme, este un motor electric care are putere, o putere similară cu a modelului Renault Zoe de intrare în gamă. Exact. Dacă faci drumuri lungi multe, atunci modul acesta de încărcare a bateriei în timpul mersului, prin regenerare și prin folosirea motorului termic pe post de generator, atunci este rentabil. Dacă faci sute de kilometri și traversezi multe localități, e chiar rentabil. Da, și la capătul celălalt al scalei, cel mai grav, cel mai rău scenariu ar fi să încerci să-ți încarci bateria mergând în oraș de la motorul termic. Nici da. Nu să mă gândesc ce cifră de consum ar putea să arate mașina într-un astfel de regim foarte, și foarte mai mergi și pe sport. Și mai mergi și pe sport, exact. Și fără regenerare. Atunci chiar că... Ah, foarte important, la transmisie poți alege modul standard, drive, sau poți activa modul B de la braking, pe care erai deja în braking, pe care îl activasem deja și care îți permite să ai un fel de one pedal, să spunem, un sentiment de one pedal, în sensul că atunci când iei piciorul de pe pedala de accelerație, mașina regenerează mai mult. Bun, am spus destul despre mașina asta, o să o mai vedem. Până una alta, să ne îndreptăm către școala de șoferi. Uite, eu sunt Dan, el este Luci. Eu sunt Luci. Da. El este Orațiu. Și Vlad. Vlad și Dan. Și noi suntem de la Prima TV. Am înțeles că ești o elevă foarte silitoare. Am înțeles. Cineva te-a dat gol. Dar nu să spunem cine. Că ești o fire sportivă și ne-am gândit să-ți facem un mic cadou de Crăciun. O să te rog pe tine să-l deschizi și o să țin eu. Mulțumesc. O să țin eu microfonul aici. Ești puțin emoționată. Puțin. E o plăcuță. E un magnet. Stai, că mai e ceva, mai e. Un magnet de frigider. Da. Un magnet de frigider. Ce scrie acolo? Ce scrie aici? Școala de șoferi. Da. Școala de șoferi. Ți-l prezentăm pe Horațiu, care este Chici, viitorul tău instructor la școala de șoferi. Să știi că este școala lui și este pilot de raliu. Deci nu vei face școala de șofer cu oricine, vei face școala de șofer cu unul dintre cei mai buni instructori din Sibiu. Am înțeles că îți dorești foarte mult să faci școala de șoferi. E bine, acum vei avea ocazia. Mulțumesc mult! Spune-ne cum te simți. Uite și o carte de... Mulțumesc! De legislație. Știu că... Adică dacă vrei să începi săptămâna viitoare, deja... În scurt timp te lăsăm să înveți. Da. Da. Nu puteam veni mai devreme pentru că am înțeles că a trecut doar o lună de când ai făcut 18 ani. Da. Dar, uite, din decembrie... Mulțumesc frumos! Începem așa cu un soi de felicitări, dar adevăratele felicitări vor fi în momentul în care va fi luat permisul. Așa. Să știi că rata de promovare a examenului teoretic la școala elit este de 98%. Așa încât ești pe mâini bune. Rămâne doar de tine să fii cât se poate de încrezătoare și să iei examenul din prima și atunci
Trebuie să-i primi felicitările. Învățăm să conducem, dacă învățăm să conducem, vom lua examenul. De când ai tu dorința asta de a face școala de șoferi? Păi de când știu că poate să conducă și femeile. Foarte, foarte frumos. Surpriza ți-a fost pregătită de doamna Mariana Rusu. Doamna Mariana, de unde știați că Eliza dorește să facă școala de șofer și spuneți-mi un pic despre realizările ei, că am înțeles că are rezultate foarte bune la învățătură și este o fire sportivă. Așa este. De mult timp Eliza și-a exprimat dorința ca la împlinirea vârstei de 18 ani să poată să urmeze cursurile unei școli de șoferi și să-și obțină permisul. Este un copil extraordinar, este un copil sociabil, este un copil care muncește mult ca să-și atingă obiectivele, este o persoană volubilă, este o persoană sportivă, este o persoană pe care noi ne bazăm atunci când avem activități să-i însoțească și să-i supravegheze pe copii. Este un adult acum, că a făcut 18 ani de bază. Urmează cursurile liceului Ion Isifor Ghibu, are rezultate școlare bune, își duce toate sarcinile la bun sfârșit, nu are nevoie de suport suplimentar, ea înțelege și își duce toate sarcinile la îndeplinire și este un copil care merită. Nu ați ales greșit sau nu am ales greșit? În niciun caz nu am ales greșit. Am eu o întrebare. Din momentul în care începe școala, pentru că e evident că dacă știe să-și ducă sarcina la bun sfârșit, cu siguranță nu o să avem niciodată. Împreună cu siguranță. Exact. Din momentul în care începe școala, cât durează până când poate lua permisul? Așa, estimativ. Primii pași o să facem actele, o să începem partea de legislație. O săptămână jumătate vom face numai legislație, după care o să intre pe mâna mea la orele de conducere. În jur de o lună de zile vor dura orele de conducere. Nu vreau să insist să le comasăm foarte mult. Vreau să văd și cum răspunde. Sunt niște proceduri pe care le pun eu în aplicare și dau rezultate. Deci într-o lună jumătate, până în două luni de zile, noi putem avea un permis de conducere. Se prinde primăvara, 1 martie, va fi cel mai frumos. Și mai ales vom învăța să conducem iarna. E un avantaj mare pentru că vom ști să mergem și pe o suprafață mai alunecoasă. Și care sunt sfaturile pe care le dați elevilor care sunt la început de drum, cei care probabil nu au experiență în a conduce și nu au mai condus cu alte persoane, să zicem? În primul și în primul rând trebuie adaptată viteza la condiții. Orice fel de condiții, orică sunt condiții de vreme, orică sunt condiții de drum, de orice, trebuie să adaptăm viteza. De acolo, progresiv, ține și de kilometrii pe care îi parcurgem, dar conducerea preventivă e la baza unui rezultat foarte bun. Am înțeles. Atunci vă urez succes și așteptăm să o vedem pe Eliza cu permisul în buzunar. Felicitări, Eliza! Sper să te bucuri de acest cadou. Cu siguranță. Și distracție plăcută. Mulțumesc. Că sigur te vei distra. Da. Da, și mașina cu care vei face este afară. Dacă vrei să o vezi, o să o și vedem acum. E, sigur. E gri și frumos. Și care este materia ta preferată la școală? Sportul. Teoria sportivă. Am înțeles că faci înot și ski. Înot, ski, snowboard și kickbox momentan. Și snowboard și kickbox. Da. Și care îți place cel mai mult dintre acestea? Păi, care îmi place cel mai mult este kickboxul, dar predau ski, snowboard și not. Wow. Eu am învățat destul de târziu să skiez, dar eu mă dădeam pe role când eram mic și am avut echilibru bun și am învățat repede. Ție ți-a fost greu sau ușor? Ușor, pentru că am învățat la o vârstă destul de fragedă, la 5 ani și acum mi este foarte ușor. Bravo, felicitări! Mai ales că voi aici în zonă sunteți aproape de munte și aveți unde să schiați. Da, anul trecut am fost și la Straja. Am fost și eu la Straja, e ok. Te-ai dat pe canal la Straja? Da. Acolo e cel mai frumos, da. Acolo am căzut eu odată tare. E foarte frumos, pârtile sunt foarte lungi și e mult mai ok pentru cei care știu să se dea bine. Da, eu acolo am învățat culmea și mi-a fost destul de greu. Uite mașina de școală,
Nu știu cât de mult știi tu despre mașini sau dacă îți plac mașinile. Da, îmi place să le văd, dar n-am condus niciodată până acum, deci nu știu prea multe despre ele. Știi ce mașină e asta? Nu. Este un Seat Leon. Mai multe nici eu nu știu să zic, dar asta este mașina ta de școală. Urcă-te și la volan. Exact ca la schi, ca pe pârtie, e în vale. Da. Încât nu, sigur nu o să-i moră motorul. Hai să-i vând un pont. Da. Mari campioni de raliu au fost unii dintre cei mai buni schiori, să știi. Wow. Deci schiul cu conducerea se combină foarte, foarte bine și asta e un lucru foarte bun că știi să schiezi. O să ne fie ușor. Da. Perfect. Vedem acum. Ia loc la volan. Bun. Mai aproape trebuie. Mult mai aproape. Cât se poate de mult. Ești da, mai micuță. Bun, mai avem o manetă acolo în stânga. Aici. Care te tragi de ea în sus și o eliberezi. Și tragi de ea în sus și o eliberezi, tot așa. A, așa, repetativ. Bun. Bun. Poziționăm centura. Acolo. Lucruri importante. Trei lucruri. Cele trei pedale, schimbătorul și volanul. Cu ele o să lucrăm noi foarte, foarte mult. Ca să facem o mică plecare și așa să mișcăm puțin mașina, călcăm ambreiajul până jos, cheia o avem aici, învârtim de cheie, în timp ce ținem călcat ambreiajul, altfel nu pornește mașina. În față sau în spate? În față. Așa, încă un pic. Perfect, atâta. A pornit mașina, da? Obligatoriu trebuie să introducem într-o treaptă de viteză. În momentul în care vrem să ne punem o mișcare, obligatoriu introducem și în treapta întâi. Tragi de manetă spre tine, nu jos, tragi de manetă spre tine și ducem în față. E prima treaptă de viteză, da? Acum o să vreau ușor, ușor să eliberăm ambreiajul încet. Așa, ușor. Fă viraj mai mult, mai mult. Continuăm să cunoaștem și alți copii talentați aici, la Satul Copiilor Cisnădie, imediat după publicitate. Dragi copii, bine v-am găsit. Pe colega voastră deja am cunoscut-o, pe Eliza. Ne pare bine să vă cunoaștem și pe voi. Noi suntem Luci Popa, Lucian Popa și Dan Scarlat. Noi prezentăm emisiunea Coloana de Direcție, o emisiune de mașini la Prima TV, dar în timpul liber eu mai sunt și vlogger de mașini, iar Dan este redactor șef la revista Top Gear România și fiecare dintre voi veți primi una sau mai multe reviste, câte vreți să... În două ediții, vă alegeți, cine e interesat de mașini le poate citi pe amândouă, cine nu poate să facă mustață pe poza mea de pe pagina 3. E pe prima pagina acolo, e Dan. După cum a spus și colegul meu mai devreme, am venit să-i facem colegii voastre, Eliza, un cadou surpriză, să se înscrie la școala de șoferi. Mie mi se pare minunat că toate domnișoarele sunt în față și băieții sunt în spate. Și eu acum vroiam să întreb, e cineva căruia îi plac mașinile printre voi? Mâna sus, băieții. A, frumos, avem. Uite, avem. Și două domnișoare. Avem. Bun, ia, pe rând așa scurt.
Aveți vreo mașină preferată dintre cei care ați zis că vă plac mașinile, da? Ia, să vedem. Uite, încep tu. Ia. Da. Ferrari. Frumos, frumos, ce să zic. Da, o alegere foarte bună. Audi. Audi. Audi, BMW 8. BMW 8 și da? Tu? Ferrari. Ferrari, deci e toată lumea cu Ferrari? McLaren. McLaren, ok. Și? Lamborghini. Și tu? Ai zis? Ai... Ce? Mini Cooper. Ce știți despre siguranța rutieră? Voi știți cum se traversează strada, cum să vă uitați în stânga și în dreapta atunci când mergeți pe stradă, să fiți atenți la mașini? Foarte bine. Pe viitor, când vă veți lua permis, veți ști mai multe despre aceste lucruri, dar e bine să știți. Asta este sfatul meu. Când mergeți pe stradă, e bine să știți că mașinile nu sunt, sau șoferii, pot să nu fie atenți mereu. Ei conduc mașina, unii dintre ei se uită în alte direcții, trebuie să fiți foarte atenți când traversați sau când aveți o mașină în jurul vostru. Acum, dacă îmi dai voie, unii dintre voi, cei mai mici, probabil că vor avea șansa sau neșansa, nu știu cum să spunem, ca la momentul când vor împlini vârsta de a da pentru permis și de a lua permis de conducere, să existe mașini care să meargă singure. Chiar dacă nu tot timpul și doar în anumite scenarii, și atunci nu veți mai avea această grijă. Dar Eliza se va lovi de această problemă a conducerii preventive a unei mașini. Și din perspectiva șoferului, într-adevăr, este... Pare totul mai simplu, știi? Pentru că un șofer întotdeauna este înconjurat de caroseria mașinii și este tot timpul în siguranță, dacă vrei, și nu este în pericol imediat dacă, Doamne ferește, se întâmplă vreun eveniment neplăcut. Pe de altă parte, noi ca oameni mergând așa obișnuit pe stradă, cazul în care o mașină, Doamne ferește, ne atinge într-un fel sau altul, vă gândiți probabil că și voi când vă jucați vă mai joliți din când în când, mai cădeți de pe bicicletă. Cu bicicleta mergeți? Da. Da? Ok. Am văzut și trotinete pe aici prin... Cu trotineta, cu bicicleta, știți cum e. Concluzia noastră, pe scurt, este orice ar fi, cel mai important este viața voastră și integritatea voastră corporală. Nu de alta, da, cu toții vreți să ajungeți și să vă luați permis și să conduceți și să intrați în această lume minunată, dar eu chiar aș vrea să-i văd pe viitor, peste 10 ani, la volanul unor Ferrari-uri și unor McLaren-uri și unor Lamborghini-uri. Și să ne... Chiar dacă se vor conduce singuri acele mașini. Am eu o întrebare. Voi v-ați gândit deja la ce vreți să vă faceți când veți fi mari? Da. Aproximativ, așa? Hai să dăm 2-3 exemple. Cine vrea să răspundă? Da? Da. Fotbalist, ok, deci sportiv. Medic veterinar. Medic veterinar, foarte ok. Scriitor. Pe ce gen de scriitor? Uite, Dan, de exemplu, e scriitor pe mașini. El scrie despre mașini și... Și în general numai despre mașini, pentru că asta mi-a plăcut. Întrebarea mea este, ce meserii credeți voi că sunt în domeniul acesta auto? Poate să răspundă cineva? Ok. Polițistă. Polițistă, bun, frumos. Mecanic, bun. Taximetrist, ok. Da, în spate? Curier, bun. Spălătorie auto, ok. Și există mai multe tipuri de meserii. Pe cele care le-ați spus voi sunt excelente. Puteți să uitați colegii noștri care le filmează toată ziua. Ei vin cu noi la filmări și ne ajută să facem noi materialele video, de exemplu, sau fotografi. Mai există și meseria de scriitor despre mașini sau prezentator. Sunt tot felul de meserii din domeniul acesta auto care la bază pregătirea nu stă în auto. Dar ce trebuie să știți voi este că dacă voi aveți o educație bună, indiferent de sferă, după aceea puteți să intrați și pe alte domenii. De exemplu, eu am terminat dreptul, trebuia să fiu avocat, dar am fost mereu pasionat de mașini și în pregătirea mea pentru drept, eu am făcut cursuri de limbă română și gramatică, în special pe gramatică. Apoi eu am început, ca și Dan, să scriu. Dacă nu aveam acele cursuri de gramatică și nu eram stăpân pe limba română, eu nu mai făceam astăzi ce fac. La fel, deci este foarte important să știi altă chestie, matematica. Noi vorbim toată ziua de cai putere, de cifre, de timp de accelerație. Trebuie să știți și matematică, trebuie să știți un pic din fiecare, dar dacă le stăpâniți, cu cât stăpâniți mai multe materii, cu atât șansele voastre pe viitor vor fi mai mari. Și vă mai spun încă un lucru, revista la care lucrează Dan
Revista Top Gear România este compusă și din materiale din revista britanică, acestea care sunt traduse din revista din Marea Britanie, din Anglia. Trebuie traduse din engleză. Voi ce limbi străine faceți aici? Ce limbi străine învățați? Engleză și germană. Ok, deci franceză. Cu limbi străine poți lucra drept traducător, poți lucra în turism, să fiți ghizi, puteți lucra să fiți, cum se numește, translatori, să vă duceți prin tot felul de țări și să ajutați anumite persoane să se înțeleagă între ele. Așa că sfatul meu acesta este să încercați să învățați, pentru că noi, dacă nu am fi învățat, nu am fi ajuns aici și probabil nu m-aș fi plimbat cu atâtea mașini mișto. Hai să vă spun, ați zis voi, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Audi, BMW i8 și Mini Cooper. Eu le-am condus pe toate. Eu, pentru că am știut să scriu corect gramatical și am știut limba engleză, dar eu, dacă nu știam aceste limbi, eu n-aș fi condus. Eu am condus 970 de mașini de când mi-am luat permisul. Și toate pe gratis. Adică mi le-au dat, mie îmi dau producătorii mașini să merg cu ele. Asta pentru că am după învățat. Aia le turnează, să da, ne înțelegem. Nu a păstrat niciuna. Și el la fel, el a condus peste 1000, dar el e prea modest să spună acest lucru. Dar nici nu le-am numărat vreodată, recunosc. Nici n-aș putea să spun. Îl dau exemplu pe Dan. Ei sunt Dan și Vlad, colegii noștri. Vlad este noul nostru coleg, dar Dan. Dan a fost mereu pasionat de video. Ei bine, el a făcut o facultate bazată pe un ATC, pe imagine. Și Dan, pe lângă faptul că vine cu mine la filmări, conduce toate mașinile, are proiecte separate și pe tehnologie, pe telefoane, a făcut reclame la TV, a făcut videoclipuri muzicale, are film premiat la New York. Toate acestea pentru că a învățat, a călătorit în toată lumea. Eu o să mai adaug doar că chiar acum 2 săptămâni am fost în Sibiu la o vizită. Ce trebuie să înțelegeți voi este că mașinile, chiar dacă sunt produse, sunt ansamblate în alte țări, de exemplu Ferrari în Italia, Mini în Anglia, Porsche în Germania, ele sunt un tot de anumite componente și acele componente deseori sunt făcute și în România. Iar în Sibiu sunt foarte multe fabrici care produc componente importante sau care cercetează și dezvoltă componente care practic vor defini la un moment dat viitorul automobilului. Aici, în Sibiu, sunt firme care imaginează acele mașini de care vă spuneam mai devreme, care merg singure. Și ghiciți ce? Firmele astea au nevoie de voi. Serios, angajează oameni români, da, care sunt interesați chiar de pe băncile să se autodepășească, da, au programe de pe băncile facultății, chiar din liceu, în care formează și practic limita e cerul, adică odată ce știți ce vreți, care e scopul pe care vreți să-l atingeți, este ține doar de voi să o faceți. Și eu am terminat. Vă mulțumim mult de tot. Sper că n-a durat foarte mult. Da. Și abia aștept să ne revedem peste câțiva ani și să aflăm ce ați făcut. Cine și-a permis Ferrari-ul. Acum că Luci, acest mic Moș Crăciun din viața noastră, tocmai a făcut fericit pe cineva, nu ne rămâne decât să vă spunem că aceasta a fost emisiunea de astăzi și să vă urăm, evident, sărbători fericite. Un an nou fericit, Crăciun fericit și să vă protejați și să rămâneți sănătoși ca să ne auzim cu bine și în anul 2022. Asta e cadoul lui de Crăciun. O căciulă nouă. O căciulă frumoasă. O bart frumos și nu uitați, nu contează cât de lung sau cât de greu este drumul, importantă este căciula lui Luci. Ia optul pe asta, dă-mi mie pe aia. Hai. Trafic de căciuli. Aici, la Prima TV. Coloana de direcție revine în 2022. Ciao. La revedere! Acest program poate